Băi, fraților, vă salut pe toți! Astăzi avem un episod mai special. Nu este un episod, adică nu este un episod normal ca cele de până acum, în care ne jucam, ne distram și toate cele bune. Astăzi vreau să stăm puțin de vorbă despre anumite aspecte în legătură cu canalul nostru de YouTube. În primul rând, hai acolo cu cât mai multe like-uri să vedem câte putem strânge la acest videoclip și scrieți în comentarii ce ați vrea să vedeți pe acest canal, deoarece ați văzut în ultima perioadă, am început să fac Roblox, am început să fac pe lângă Minecraft, că în mod normal eu făceam Minecraft, am început să mai fac Roblox și Brawl Stars, cât de cât și da, bine, Brawl Stars oricum știați de câteva luni, de când începuse din nou focul acesta cu Brawl Stars, dar am început să fac și Roblox, ceea ce m-a surprins cât de cât, a fost chiar super ok. Dacă ne uităm, primul videoclip a făcut 570 de vizionări, al doilea a făcut 1200, acum noi suntem la unul de acum o zi postat. Ei bine, voi videoclipul acesta o să-l vedeți pe 20, dacă țin eu bine minte, cred că cam așa este programat acest videoclip să apară. Eu îl filmez pe 10, chiar cu 10 zile înainte și nu știu cum o să fie, dar îl filmez acum pentru că în câteva zile eu o să fiu plecat la mare, dar voi nu o să știți treaba aceasta pentru că episoadele încă sunt acolo. Episoadele în fiecare zi o să apară și voi nu știți că sunt plecat la mare, dar o să știți de treaba asta când o să postez practic acest videoclip pe 20. Avem 83.000 de abonați, vă mulțumesc foarte mult și da, hai să ne uităm pe aici. Dacă ne uităm în ultimul rând, ne uităm cum apare acum. Chiar sunt curios, ca asta e chestia, chiar sunt foarte curios în 10 zile practic când o să apară acest videoclip, cum o să decurgă videoclipurile astea, care o să apară următoarele și astea care sunt acum, câte vizionare să facă, pentru că în ultima perioadă nu s-au mai întâmplat, adică dacă dăm așa, sunt foarte puține vizionare. Uitați-vă, astea sunt foarte puține vizionare. Dacă dăm la cel mai popular videoclip al nostru care are 42.000 de vizionare, vă mulțumesc foarte mult și o chestie super, super tare este că astăzi când filmez pe 10 august, practic s-a împlinit fix un an. Dacă intrăm pe videoclip, s-a împlinit fix un an. Dăm aici jos foarte frumos 10 august 2023. O să vedem la edit cum o să vedeți voi. O să fac ca să vedeți și voi toate treburile astea, că nu vedeți exact eu aici ce filmez. Este tot ecranul, dar cred că o să vă pun un gameplay pe fundal ca să nu vă plictisiți. Și când e ceva important să vă arăt, o să vă arăt. Al doilea videoclip 24.000 de vizionare, al treia 24.000, 23.000. Bine, al doilea videoclip este cu Stumble Guys, care este mai mult de un an. Ăsta practic a fost înaintea ăsta care a avut foarte mult de vizionare. Și vă mulțumesc foarte mult pe această cale. Și atunci cu Stumble Guys am avut o creștere foarte mare. Atunci practic m-am format prin Stumble Guys și am zis: bă frate, gata, eu mă apuc de YouTube 100%, mă apuc serios și am început să mă apuc. Și am postat, uite, 42.000 fix acum un an, frate, 42.000. După vedem că avem 24.000, 23.000, 17.000, 15.000, 15.000, 15.000, 12.000, 11.000, 10.000, 10.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 8.000, 8.000 și așa mai departe. Și dacă îl vedem cel mai recent dintre astea pe acum, hai să vedem unul care e sub 2 luni, să zicem, dacă găsim, pentru că în ultimele două luni a fost cam nașpa pentru mine, asta e chestia. Și uite, în ultimele două luni nu prea vedem pe aici, dacă apare un clip, nu știu dacă am ratat vreunul, dar nu cred că am ratat. Vedem 4 luni, dar 2 luni. Uitați, acum o lună, perfect. Ăsta de acum o lună, bă, chiar s-a descurcat foarte bine, are 4500 de vizionări și a fost chiar un clip super, super tare. Acesta practic a funcționat datorită short-ul. Okay, pe short-ul vedem că avem acesta cu 709, adică 800 de mii, ce să mai. Și hai să ne uităm aici. Aici, unde este clipul? Acesta, 117.000, da, cred că ăsta este, care a făcut cele mai multe și au mai făcut, mi se pare, dar acela cu 117.000 ne-a rupt pe short-uri și e așa a crescut videoclipul acela de acum o lună cu 4500 de vizionări. Dar, dacă dăm aici în jos, trebuie să ne uităm, hai să vedem când a fost scăderea aia masivă pe care am observat eu. Ok, în primul rând, am început să observ, faza e că la mine a fluctuat foarte mult, adică și în iarnă, în decembrie a fost ok, dar înainte, fiți atenți, a fost perioada dacă n-am început perfect, august a fost perfect, după în septembrie o ușoară scădere, dar chiar a fost ok. Uitându-mă acum, chiar era super ok în septembrie. A fost o ușoară scădere, dar chiar era super ok. După a fost în octombrie, mi se pare că a început să scadă așa. Nu, noiembrie mi se pare că a început să scadă, dar la final de noiembrie și prin decembrie am văzut că a început să facă cât de cât ok. După iar a început să scadă drastic în ianuarie. La început de ianuarie, după primele 3-4 zile a început să scadă drastic și nu știam de ce. După tot așa a fost, începea oarecum să crească, să scadă, era pe acolo, să menținea cât de cât așa. Dar după în martie, bă frate, am avut un boom foarte mare cu acest videoclip de Ea este mama lui Darasel 2012, strictă cu mama strictă, practic cu această serie. 15.000 de vizionări, vă mulțumesc foarte mult și fix 5 luni au trecut. Iar de atunci din martie au făcut videoclipurile astea, era ăsta, hai să dăm direct aici. Hai să vă arăt practic cum era perioada aceea, pentru că toată luna martie a fost o lună foarte genială pentru mine. Și hai să vă arăt practic cum s-a întâmplat totul. Deci prima lună, luna martie, am început
cu acest videoclip, uitați-l, este aici, 15.000, după următorul 9.000, 9.000, 5.000, 1.600, care era cu Brawl Stars, nu-l băgăm în calcul, 4.900, 6.300, 2.500, 7.400, 3.700, 2.900, 8.400, 4.700, 2.300 și tot așa. Aici vedem că oarecum se menținea, dar oarecum scădea, dar era top acolo, se menținea cât de cât, dar după dăm tot așa și vedem că... De aici a început să scadă, s-a trecut 2000, vedem momentul de față, dar tot era ok, uite, tot era ok pe aici. Să nu știu cine a făcut, adică chiar a fost super tare videoclipul și ideea și thumbnail-ul mi se pare super ok, dar da. Acum este acesta 800, ok, dar vreau să vedem, aici de Paște mai erau cât de cât ok, dar tot nu era ok, vedem că unele care n-au făcut 1000. Dar uitați aici, ăsta a rămas la 4500 și chiar a fost super tare povestea, interesantă, chiar mi-aș fi dorit să continui această serie, practic, pentru că n-am terminat harta, era super, super tare povestea cu Peter Pan. Da, chiar, vă știți de Peter Pan, că asta, știi ce, 450, pardon, nu 4500, era bine, dacă era. După aici, era cât de cât ok, vedeți, asta am mai făcut, dar, dacă dăm aici, uitați, asta 363, bă, frate, și chiar era super tare și ăsta, nu înțeleg, și ăsta 500, ăsta chiar era super tare, pe bune. Și nu știu ce a făcut, 500, ăsta 800, 600, ăsta chiar era tot așa super tare. Ăsta a început să iar să facă pe aici, am vedeți și ăsta pe brosal care a rupt. Și pe aici, asta nu știu, cu Kidnap n-au făcut așa super mult. Și asta de 1 iunie n-a făcut. Vara, bă, uitați-vă aici, vizualizări cam slabe, bă, slabe rău de tot, în față de cât făceam eu. Uitați aici, a început acolo lună, 2300 a rupt, ăsta a făcut foarte bine, ăsta 1300, 1500, 1200, 1500, 4500 care a fost acela și da, 1500 pe aici, 1000, 2700 care era cu Brawl Stars și pe aici vedem că iar a început să scadă cât de cât așa, după ăsta 2000, iar a început să scadă și a început să scadă din ce în ce mai mult, chiar super nașpa. Uitați aici, n-am mai făcut niciun 1000, ăsta a făcut 1000, dar cu 10 zile, care apare la mine, la voi o să fie 20 de zile. Ăsta 400, vedeți aici, 1000, astea, așa și uitați-vă, cam așa sunt în momentul de față, în 7 ore 200 de vizionare acesta și da, nu știu ce o să se mai întâmple, dar da, de YouTube vreau să vă spun că nu o să mă las, chiar nu o să mă las. Mamă, deci vedem că avem vreo 7 minute, nu știu, cred că o să mai tai eu pe acolo unde o să văd eu cum o să fac, ca să fie cât, vreau să fie cât mai scurt pentru voi să înțelegeți fiecare chestie. Nu o să mă las de YouTube, nu mă dau bătut, pentru că, bă, fraților, dacă asta îmi place să fac, asta fac până la urmă, o fac de, hai să zice, în mod, dacă de mai aici la cele mai vechi, este de acum un an, care este, hai să ne uităm din ce dată este, este din data de, hai să vedem primul cu Stumble Guys, mamă, și dacă mă auzeați cum vorbim aici, era horror, sincer, și chiar uitându-mă așa în spate, chiar super tare îmi place, pentru că, bă, am început să fiu din ce în ce mai bun pe YouTube, chiar să vedeți, uitați-vă la primele clipuri și uitați-vă la comparațiile cu clipurile, ultimele clipuri, să vedeți cum e, frate, și uitați-vă, 17 noiembrie 2022, deci pe 17 noiembrie 2022, cred că m-am apucat eu ce, din prima mai serios așa, da, cam da, pe acolo, dar de fapt începusem cu shorturi mai devreme, dar da, bine, eu primul, să vă zic, din 2020 am postat primul clip, dar acelea sunt pe privat acum și da, dacă m-am apucat serios din 2022, a fost 17 noiembrie, atunci, prin noiembrie, asta știu, prin noiembrie, știu că mi-am cumpărat microfon și a fost totul bine, cel mai popular 42.000, vă mulțumesc foarte mult pe canalul acesta și acum întrebarea mea pentru voi este ce ați vrea să mai vedeți pe canal, pentru că nu știu ce are cu Minecraft-ul și cu astea, de ce nu mai vrea să mai promoveze, asta este, e o problemă foarte mare la algoritm pentru mine, este o mare problemă în ultima perioadă și nu știu absolut de ce face așa algoritmul cu mine, pentru că nici la short-uri nu mai abia de mai face vizionări câteodată la short-uri, asta e chestia, nu înțeleg de ce nu mai face, uitați, a făcut asta 10.000, dar oarecum câteodată mai face, a zis și era de acolo una care a făcut 100.000, dar în general eu postam short-uri și toate, niciunul nu exista să aibă sub 1000, sub 5.000, 2.000, 3.000 să zic, toate aveau peste și short-urile practic îmi aduceau mai multe vizionări, că asta e chestia, short-urile te ajută pentru vizionări la clipurile astea și mi le promovam și așa, dar asta e chestia, a început să nu mai promoveze short-urile, de exemplu, bun, să nu mai stau să mă încurc, uitați, în ultimele 28 de zile, hai să dăm de fapt, hai să dăm prima oară în luna iunie, hai să vedem în iunie câte vizionări am avut, am avut 700.000, bă, fraților, și eu, să vă zic, până înainte de iunie, eu știu că aveam, deci aveam peste... Deci peste 1 milion asigurat, aveam chiar între 1 milion și 2 milioane aveam de vizionare. Dar uitați-vă, luna iunie 700.000 de vizionare am făcut, în luna iulie, hai să vedem câte am făcut, 686.000 și acum în august, în astea 10 zile, avem 117.000. Păi e ok, dar sunt 10 zile și mai avem 21, ceva de genul și... De fapt, nu e chiar ok, sincer, chiar nu e ok, dacă stați să mă gândesc, dar am văzut că vă place Roblox-ul cât de cât, o să încerc și cu Roblox-ul, de asta vreau să-mi scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți pe canal. Ah, dar asta s-a spus încă la short-uri. Ah, și hai să dăm la toate, dar nu vedem aici la toate concret,
Hai, am văzut la shorturi, asta e chestia, că la shorturi erau cele mai multe și am văzut cum de la shorturi, de la 700.000, gen, s-a dus așa, nu știu, s-a dus jos. Dar hai să o să vă arăt și din mai și din perioadele alea, dar hai să uităm și la videoclipuri. Deci videoclipurile din luna iunie au 31.000, luna iulie 41.000 a crescut, vedem. În august avem 9.000. Vedem că afișări sunt mai multe decât în ultima perioadă din 23 până pe 31 iulie. Dar rata de click, uitați, vreau să uităm la rata de click, 2.7, în iulie 4.1. Bine, aia 2.7, chiar de acum de la început, dar tocmai că sunt mai puține zile, ar trebui să fie mult mai mare. Rata de click, nu știu ce, a scăzut și durata medie. A scăzut foarte mult, dar așa fără, chiar nu știu, dar nu știu, hai să ne uităm. Hai să ne uităm și luna, în luna mai este luna 5-a, corect, nu? Parcă așa, și de fapt, hai să dăm din mai, hai să apăsăm aici direct, sau aprilie, nu mă, hai să vedem maiul cum a fost după dăm pe aprilie, maiul este acesta, hai să vedem ce a făcut în mai. În mai pe videoclipuri avem 50.000, vedem durata media așa, arată click, dar asta să zicem cu oarecum nu contează, trebuie să vedem la fiecare videoclip în parte, dar bun, vedeți că avem 1.000.000 de vizionări în mai pe shorturi, deci 1.000.000 de vizionări și ați văzut în iunie avem 700.000, deci a început să scadă, ați văzut cum a început să scadă, pentru că nu știu ce n-au mai făcut vizionări shorturile, asta nu pot să înțeleg de ce dintr-o dată n-au mai făcut, bă frate, și să vă zic, sunt, uitați și în aprilie 1.3 milioane de vizionări doar din shorturi și pe videoclipuri, hai să vedem și a ieșit 1.000, care în aprilie a fost... Nu, martie, hai să vedem în martie, hai să vedem în martie, că martie chiar sunt curios că nu m-am uitat la astea aici, dar martie am avut cea mai bună lună practic. Martie, uite, 119.000 de vizionări la videoclipuri normale și 1.6 milioane pe short. Și am avut și un videoclip acesta care are 119.000, l-am avut în trending. A fost super tare, chiar m-am bucurat atunci, dar asta e chestia. Uite, rata de click 7.1, durata medie 7.49, asta e chestia, nu înțeleg de ce nu s-a mai întâmplat la fel. Uitați, cel mai mult am avut pe 9 martie un boom de 8.000 de vizionări, vedem, doar pe videoclipuri, și pe shorturi a fost 112.000. Asta e chestia, super, super tare, dar da, nu știu ce se mai întâmplă, sincer, cu YouTube-ul acesta, revenim aici pe pagina noastră principală. Da, spuneți-mi dacă ați ajuns până aici în comentarii, vreau să-mi spuneți ce ați vrea să mai vedeți, dacă vreți să mai continuăm cu Minecraft-ul, bine, o să mai continuăm cu Minecraft, dar o să mai facem și Roblox în paralel și Brawl Stars, dar spuneți-mi dacă ați vrea, nu știu, să zicem, să punem vreo, deci avem 7 zile de... Ăsta 7 zile practic de săptămână. Să zicem dacă punem 4 clipuri de Minecraft, vreo 2 de Roblox și 1 de Brawl Stars, ceva de genul, cam pe acolo. Să avem între 3 și 4 clipuri, zic eu, pe săptămână de Minecraft. Poate o să avem chiar mai multe, nu zic nu, dar vedem cum ținem toată treaba asta, cum o să fie, cum ne descurcăm. Eu sper să crească și Roblox-ul, pentru că chiar a început o adicție pentru mine și Darius, chiar ne distrăm pe Roblox super mult, ne place super mult și pe Roblox și pe Minecraft, dar asta e chestia, că vedem că n-am mai făcut Minecraft și de Roblox a făcut 1200, chiar îmi place că a prins videoclipul acesta. Acesta a făcut 571, nu știu ce n-a prins, dar și acesta era super, super tare, dar da. 487 acesta, dar cu o zi a prins și ăsta, cât de cât vedem cât o să mai facă în timp. Și da, nu știu ce să vă mai zic, vreau să-mi scrieți în comentarii cum vrei să decurgă toată situația. Eu mai am un canal, Rafael Gârm, secundarul practic, pe care am încercat să postez Roblox cu câteva luni, acum 6 luni vedem, postasem și, deci postasem 2 de Brawl Stars, 2 de Roblox, dar n-am putut așa să mă țin, eram și cu școala, acum o să fie mai nașpa că sunt fix în ultimul an de școală și da, spre sfârșit de an școlar practic, adică aproape de vară, cred că o să fie, nu știu cum o să fie cu videoclipuri, dar o să fie mai greu, să sperăm totuși că putem posta zi de zi, dar măcar să avem maxim o zi lips acolo, vedem cum o să facem, chiar vedem cum o să facem. Și da, nu vreau să vă mai spun prea multe. Vă mulțumesc până la urmă pentru că v-ați uitat la acest videoclip și pentru că mă susțineți. Chiar vreau să scrieți acolo în comentarii ce părere aveți de ce s-a întâmplat, nu știu, cred că e o problemă, am văzut și la mai mulți youtuberi, nu cred că e doar la mine, de la YouTube problema asta și nu știu care e faza cu ea. Și nu știu, dar nu cred că ar trebui să-mi schimb eu canalul. Sau nu știu, dar nu cred că are treabă. Uitați să, adică de asta nu știu de ce. E o problemă chiar de la YouTube, adică aveam 42.000 aici, 24.000, uitați să câte vizionări făceam și într-o dată așa să scadă. Eu aveam peste 100 de like-uri să zic la videoclip și aveam peste 1000 de vizionări, chiar aveam peste 2000 la un moment dat. Și asta nu știu de ce. Ascult așa drastic dintr-o dată, asta e chestia, e foarte ciudat. Să vede chei de la YouTube, noi ne ținem în continuare, nu o să ne lăsăm niciodată și da, Doamne ajută să fie cât mai bine în continuare. Oricum o să fie la un moment dat, dar vreau să scrieți acolo voi părerea în comentarii despre ce ați vrea să mai facem pe acest canal, ce jocuri să jucăm. Și dacă vreți să încercăm să dăm drumul și la canalul secundar, dar nu cred că o să dăm anul ăsta, cred că o să dăm din vara următoare, după ce termin eu cu toată chestia asta, că o să fie foarte nașpa pentru mine anul acesta, o să fie super stresant. Este ultimul an și o să termin școala, dar după aceea o să fie totul bine. Doamne ajută să fim sănătoși până atunci. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu vă mai spun prea multe, așa vreau să scrieți acolo în comentarii părerea voastră despre
tot ce se întâmplă așa și ce ați vrea să mai vedeți pe canal. Vedem că avem vreo 16 minute filmate, voi nu știu câte o să vedeți, cred că o să vedeți undeva tot așa 13, 14, nu știu, vedem că ne-am mai încurcat uneori, o să vedem cum o să fie, cum o să facem, cred că pe fundal o să vă pun un gameplay pe care o să-l filmez chiar acum, chiar eu, de parcurs, de ceva, sper că vă place și da, scrieți-mi acolo în comentarii ce vreți să mai vedeți pe canal. Pa, pa!